Vă spun bun găsit, dragi telespectatori! Invitata mea specială de astăzi în cadrul emisiunii Subiectul Zilei este doamna dr. Florinela Stoianovici, medic medicină holistică și homeopatie. Vom discuta astăzi despre conceptul de boală. Vă spun bun găsit, doamna doctor, bine ați revenit la Argeș TV! Mulțumesc, mulțumesc! Am venit cu gerul, că afară e un frig, este foarte frig, dar ne prinde bine și acest ger, mai spală așa, știți, mai cerne are beneficiile lucruri. Lui, da. Exact. Dar atenție și la această perioadă de frig excesiv, care ar putea să provoace diverse gripe, da, să fim foarte atenți, inclusiv COVID, dar în general, dacă sunt și alte gripe, ne poate scădea nivelul de imunitate, starea de boală și putem să luăm ușor COVID-ul. Doamna doctor, abordăm astăzi conceptul de boală. De ce ne îmbolnăvim? Care este motivul ce stă la baza unei boli? Știți, dacă n-ar fi bolile, n-ar fi doctorii și noi știm că la ora asta e cel mai căutat job, este cel de medic, pentru că societatea se confruntă cu o problemă medicală. Deci, cu alte cuvinte, doctorii sunt la mare căutare. Nu întotdeauna eficienți, știți, dar asta este situația. Ne îmbolnăvim pentru că așa este dat în firesc cu ființei umane să se îmbolnăvească și pentru că suntem la o emisiune despre medicină holistică, noi 20 respectatorii am aflat că, de fapt, boala este ceva bine, da? Deși părea că este o problemă, ea este ceva bine pentru că ea ne transmite ceva, ea ne împinge către un salt spiritual, deci ne îmbolnăvim ca să evoluăm, să spunem altfel. Așadar, trebuie să ne îmbolnăvim, spuneți dumneavoastră. Da, trebuie să ne îmbolnăvim. Nu trebuie neapărat că nu este, cum să zic, nu ne dorim neapărat să ne îmbolnăvim, dar știți ce? Eu am ceva experiență, da? Pentru că am o vârstă, am consultat foarte mulți, foarte mulți pacienți și prea am văzut persoane care să nu se îmbolnăvească deloc. Sunt foarte puține persoane care rar erau înainte când era aer mai curat, când se mânca mai natural, când se muncea cu cumpătare, când erau relațiile mai bune între oameni și era altă societate. În societatea de astăzi, datorită stresului, datorită angoasei care a apărut datorită pandemiei, da? Problematicii economice și financiare, consecința acestei pandemii și izolărilor, este normal să ne îmbolnăvim. Cum apare boala, doamna doctor? Boala apare pe nesimțite, pentru că astăzi poți să fii bine și mâine poți să ai COVID. Știți cum a arătat? Adică nu știm, nu putem controla acest lucru. De ce? Pentru că boala nu este neapărat a corpului fizic. Noi putem avea grijă să mâncăm corect, să nu înrăcim, să ne punem un fulărel, să ne ducem la medic, să luăm niște vitamine și minerale, că noi așa știm să tratăm starea de sănătate, luăm vitamine și minerale, să mâncăm corect, să dormim și considerăm că este suficient ca să fim sănătoși. Și boala, hopa mitică, se instalează pentru că ea, de fapt, are legătură și cu partea emoțională și acolo nu prea avem grijă, cu partea psihică și acolo chiar nu știm cum suntem și cu partea sufletească unde nici nu măcar ne gândim că ar avea legătură o boală. Care ar fi mesajul pe care ni-l transmite boala în sine? Boala ne transmite că ceva nu este în regulă. Asta este ideea și că avem de muncă, avem de lucrat. Fie în partea fizică, deja, fie în partea emoțională, fie în partea mentală sau mai ales în partea sufletească. Ne puteți explica ce înseamnă boala acută și ce reprezintă boala cronică, să facem o diferențiere? Da, deci fiecare ființă omenească trece prin boli acute, da? Să zicem mici gripe, mici infecții, enterocolite, toate bolile copilăriei. E firesc să ne îmbolnăvim din când în când, că suntem obosiți, că am muncit excesiv, că am răcit, da? Deci aceasta se numesc boli acute. În general, și există și o hepatită cu virusa acută, știți, adică, de exemplu, bolile acute sunt modul prin care sistemul imun încearcă să rezolve anumite agresiuni. Dacă, de exemplu, apare în corpul uman un contact cu virusul B sau C, da? Găsește un ficat care este cu vibrație foarte joasă și atunci acel virus își găsește locul pe acel ficat și declanșează un proces inflamator numit infecție acută, o boală acută, de exemplu o hepatită virală, da? O hepatită virală cu virusul A, B sau C, că există de obicei cele mai uzuale sunt cu virusul A, pentru că sunt, se spune, datorită unei igiene precare. Dar există și cu virusul B și cu virusul C.
hepatite acute. Dar în momentul în care aceste hepatite se transformă în ceva care nu se rezolvă la prima mână, cum ar veni, adică în 10 zile, o lună de zile, se transformă în boli cronice și de obicei virusul de hepatită B și C se cronicizează, de obicei dau infecții cronice și atunci, de care nu prea scap toată viața, și atunci diferența între o infecție, o afectare acută și cronică este că în cea cronică s-ar putea noi să nu înțelegem mesajul celei acute. Și atunci când nu înțelegem mesajul și nu depărtăm cauza și nu căutăm cauza, s-ar putea să facem aceleași greșeli și acest lucru duce la nevindecare, duce la cronicizarea bolii și la un fel de penalizare mai mare pentru corp. Care este primul act terapeutic atunci când apare o boală? Primul act terapeutic este în medicina obișnuită să rezolvăm simptomele, adică o hepatomegalie în cazul unei hepatite, să vedem să-i dăm ceva care să dreneze colecistul, lucruri de genul acesta, pe când principala cauză, de fapt, în medicina holistică pe care eu o practic de 11-12 ani, este să găsim cauza bolii. Acest lucru ar fi cel mai important, pentru că s-ar putea cauza să fie în altă parte. De exemplu, s-ar putea să fie o problemă la nivelul colonului. Colonul are o mare legătură energetică cu ficatul și atunci când sunt probleme pe colon, de obicei este afectat și ficatul. Și degeaba tratăm noi simptomatic ficatul dacă nu întrebăm pacientul de problemele lui, pentru că colonul de obicei se îmbolnăvește și apare secundar constipația, de exemplu, sau hemoroiz, sau diverse probleme la nivelul colonului, ca parazitoze, de exemplu, foarte mari, sau colon iritabil, sau diverticul de colon, sau cancer de colon, da? Când apar toate aceste probleme la nivelul colonului, este vorba de durere sufletească. Și s-ar putea să avem o hepatită cauzată de durere sufletească. Și atunci degeaba tratăm noi simptomatic cum facem în medicina obișnuită, unde dai și unde crapă, că s-ar putea problema să fie în altă parte. Și cum facem noi în medicina holistică este că ne apucăm să tratăm, să găsim apoi și apoi să tratăm cauza. Ce facem imediat după aflarea cauzei? Care ar fi pașii pe care ar trebui să-i urmăm? Trebuie să-i explicăm pacientului. Pentru că pacientul trebuie să înțeleagă că nu este foarte important rezolvarea decât a simptomelor. Pentru că s-ar putea să-i dăm un tratament, eu folosesc tratament energetic sau natural și în câteva zile să se simtă bine. Dar degeaba este dacă n-am scos durerea sufletească de la nivelul colonului și n-am ajuns la un nivel energetic vibrațional crescut în zona abdominală, de exemplu. Da? Și atunci lucrul ăsta se face în câteva luni de zile pe tratament și el nu trebuie să se oprească la o ședință, două de tratament sau să considere că dacă se simte bine și nu mai are dureri, s-a rezolvat problema. Nu, ea va reapărea. Și va reapărea pentru că, de fapt, nu și-a învățat lecția. Lecția, de exemplu, este să învețe să nu mai sufere atât, să nu fie atât de empatic, exagerat, decât normal ar trebui să fie. Empatia este un lucru firesc și este normal, este chiar benefic, dacă nu este prea mult. Când este prea mult, suntem empatici pentru orice și suferim pentru orice și ne pasă de toate rudele, de toate neamurile și de toți din jurul nostru, mai puțin de noi, atunci s-ar putea să corecționăm, să adunăm durere sufletească și apoi să impactăm ficatul. Care este modalitatea prin care dumneavoastră vindecați în medicina holistică? Noi vindecăm foarte complex. Medicina holistică este pentru un medic care își dorește să vindece, adică să facă un rezultat final de sănătate. Este foarte greu să ajungi la stare de sănătate când ai o boală și pașii sunt găsirea, aflarea și tratamentul cauzei. Să știți că pe lângă acest lucru este foarte important de asemenea ca pacientul să înțeleagă de unde vine problema, să stai de vorbă cu pacientul, el să priceapă acest lucru și tu trebuie să explici la nivelul lui ca să priceapă și apoi încet încet să conștientizeze, încet încet să lucreze la acest lucru și în final să se însănătoșească, adică să nu transforme boala acută pe care a avut-o într-o boală cronică. Cum reușesc pacienții să facă saltul în conștiință și totodată să se vindece? Care este modalitatea? Cea mai bună modalitate ca cineva să înțeleagă ceva este să aibă un profesor bun în față, ca să explice. Știți, noi tiparele acestea pe care noi le învățăm din copilărie, tipare greșite de obicei, da? Noi le luăm prin învățare,
le asimilăm așa energetic, prin copy-paste. E un fel de copy-paste energetic. Le învățăm de la mama, de la tata, de la bunica, dacă stăm cu bunica, de la învățătoarea pe care o stimăm, de la un copil din jur, de la prietenii noștri când suntem în grupuri, când suntem mici până în 7 ani. De asta se spune că sunt importanți cei 7 ani de acasă. Putem să învățăm atunci să fim răi, da? Putem să fim răzbunători, putem să învățăm să fim prea iubitori, putem să învățăm să fim fricoși greșit, pentru că nu e bine să fim fricoși, putem să învățăm că nu suntem suficienți de buni și putem să învățăm, sau invers, că avem încredere în noi, că suntem buni, că suntem grozavi, că suntem talentați, da? Și că avem potențial. Și acum depinde ce ni se șoptește la ureche și depinde ce văd ochii noștri și depinde cine ne ține de mână când suntem mici. Da? Pentru că dacă mami ne ține de mână și mami este o persoană foarte timidă, atunci și noi vom fi timizi, pentru că în universul nostru cu mami aflăm că așa e normalul. Nu vedem pe altă mami, o vedem decât pe a noastră. Ce atunci frumos ați explicat. Da, și atunci este foarte important să înțelegem că aceste obiceiuri sunt formate de niște profesori, care sunt mami, tati și societatea. Și dacă ei nu sunt niște profesori buni, care ne învață greșit, ca la școala de șofer, știți, dacă nu te învață bine să conduci cineva o mașină, tu conduci prost de la început, da? Fie bași piciorul și accelerezi, fie ești prea timid și atunci nu te încadrezi în trafic, adică sunt mai multe variante. Important e să învățăm normalul și normalul ființei omenești este că să nu ne fie frică, că să avem încredere în noi și să fim prezenți că suntem scânteii divine întrupate pe Terra. Și atunci, dacă am ști acest lucru, nimic nu ne-ar mai sta în cale. Am putea să fim supraviețuitori așa lejer și creatori secundari, adică de fapt principal. Vedeți noastră numai că aceste tipare se învață greșit și apoi noi trebuie să le corectăm. Cam asta este ideea. Dar ce se întâmplă după vindecare? După vindecare devenim alte persoane. Pentru că de fapt ne-am făcut tema, adică am înțeles care era eroarea, ne-am transformat încet, încet, am devenit, de exemplu, din timizi curajoși. Am devenit din persoane lipsite de încredere niște persoane care deja înțelegem că noi putem, de fapt, și nu știam că putem, da? Am devenit niște persoane iubitoare, deși poate am avut o mamă care tot timpul ne critica și atunci și noi am învățat să fim critici. Și, de fapt, la origine, ființa divină nu este critică, este iubitoare. Dumnezeu așa te pune acolo, iubitor. Și apoi dacă mami te învață că ea vrea să te ajute, dar fiindcă este exigentă și perfecționistă, îți zice mereu că nu e bine și retul, că nu e bine cum te-ai îmbrăcat, că n-ai făcut bine, că ești prea lent și așa mai departe. Și pe multă critică care înseamnă un pic de ură, tu ajungi la un moment dat să crezi că nu ești bine, nu ești bun, n-ai încredere și apoi devii și tu, prin similitudine, prin copy-paste, o persoană care critică și care nu te iubești pe tine. Și vedeți noastră, dacă noi facem aceste salturi, că ăsta e scopul bolii. Boala vine ca să te transforme. Ea e un fel de profesor. E un alt profesor. Dar e un profesor care te împinge. Te împinge prin nevoie, prin situație, printr-o situație critică, te împinge să faci această transformare, deoarece tu nu prea vezi acest lucru. Societatea noastră nu prea te conduce să te transformi. Și atunci se face un pic forțat. Dar ce presupune pentru un medic ca să lucreze astfel în vederea vindecării? Presupune foarte mult entuziasm, în primul rând, că e mult de lucru. Presupune multă competență, presupune forță spirituală, pentru că tu trebuie să începi să... Practic e o transformare spirituală în vindecare cu toți oamenii din jur. Și trebuie să fii o persoană tu care să-i făcut niște salturi. La nivel spiritual, la nivel de conștiință, trebuie să fi lucrat cu să citești și să ai studii despre egourile pacienților tăi, să înțelegi fiecare după ce tipar funcționează, să ai capacitatea să depistezi tiparele greșite, să ai capacitatea să fii un profesor atât de bun și atât de performant încât să poți să urci, să cobori cu fiecare pe nivelul lui vibrațional de înțelegere, de comunicare și să explici la o persoană într-un fel, la altă persoană în alt fel, la altă persoană în alt fel, să ai așa o paletă largă de posibilități de expresie de sine pentru fiecare pacient în parte, să poți să fii empatic, să înțelegi, să poți să lucrezi cu spiritele oamenilor, să lucrezi cu sufletele lor, ceea ce este un mare dar, și să ai această capacitate să nu te oprești. Care sunt perspectivele în vindecare, doamnă doctor? Sunt extraordinare. Perspectivele în vindecare înseamnă transformarea societății, înseamnă un nivel spiritual înalt al oamenilor pe Terra și înseamnă un salt spiritual global la nivelul omenirii.
lucru care știți că nu prea este dorit de anumite, de anumite persoane, pentru că există, și știți acest lucru, vorbim și medicina, de persoane care, un anumit grup de oameni, da, care sunt ei evoluați, dar sunt evoluați în partea inversă, știți? Adică spuneam într-o emisiune că noi avem două feluri de minți. Este mintea anumită ego și un fel de minte a sufletului numită conștiință. Și atunci anumite persoane care sunt foarte inteligente, cele mai inteligente persoane de pe Terra, pot să aibă conștiință sau nu. Pentru că nu înseamnă că dacă tu ești evoluat din punct de vedere intelectual și al inteligenței, ai conștiință. Și atunci această inteligență a ta poți să o folosești în sensul rău omenirii. Adică poți să faci bomba, inventezi bomba atomică, poți să inventezi anumite strategii, de exemplu, ca să manipulezi oamenii, poți să inventezi pandemii, poți să inventezi diverse, știți? Adică poți să faci, poți să provoci războaie, poți să provoci multe lucruri, da? Și dacă ai conștiință, și asta e cumva partea bună a lucrurilor, atunci tu nu poți să-ți permiți, sufletul nu te lasă, conștiința ta nu te lasă și ai acea bunătate în tine, încât toată inteligența ta, cum de exemplu este un vindecător, da, un medic, care toată energia lui se duce către a ajuta pe ceilalți, da? Și asta nu înseamnă că mor pentru ei și că suferi pentru ei, ci că ești acolo puternic ca ei să se ridice, fără să plângi cu ei, ci fiind acolo ca un lider, de fapt, și spiritual, și la nivelul, și în medicină, și ca și om, da? Ca să-i ajuți pe oameni încet, încet să evolueze. Doamna doctor, ce pregătiți pentru pacienții în noul an? Deja sunt pregătite cursuri lunare, pentru că o să fie cursuri lunare de medicină holistică, de prevenție, de imunitate. Știm deja, l-am declanșat această serie de webinarii pe prevenție, subiectul meu preferat și al dumneavoastră, din câte știu, pe imunitate, pentru că treaba asta cu imunitatea va trebui să fie numărul 1 în România și pe să fie lecția pe care să o învățăm cu toții. Da, va trebui să începem cu asta. Da. Dacă ne sculăm dimineața, trebuie să vedem ce facem pentru imunitate, în primul rând, și apoi să vedem ce facem cu restul. Și de asemenea despre cum să nu ne îmbolnăvim, pentru că de fapt noi, datorită ego-ului, avem niște porți deschise pe care singur le deschidem. Deschidem ușile către boală, ușa către boală, și atunci trebuie să învățăm să ținem acele porți sigilate. Și acest lucru eu îl predau, îl vorbesc în cursurile mele care sunt lunare despre imunitate, prevenție și despre sănătate. Cum se pot face înscrieri la aceste cursuri pe care le derulați dumneavoastră? Pe Facebook, pe telefonul meu personal, există deja online, deci plăți online. Pe 6 februarie va fi următorul curs, se ține de la 11 și jumătate până seara la 18:30. Este foarte interesant. Am avut un feedback, este al doilea curs, da, al doilea webinar online. Primul a fost de succes, de persoanele, deja știți, am avut sentimentul când au venit pacienți care au trecut prin acest curs și trec împreună cu familia, știți că plătește unul și ascultă toată familia și practic a fost la dublu sau la triplu toată informația asta și m-am bucurat să contribui la cât mai multe persoane, dar vreau să spun că deja vorbesc cu pacienții care au trecut la curs ca și când sunt și ei mini-terapeuți și discutăm despre anumite subiecte. Chiar s-a văzut un salt, s-a văzut un impact foarte mare de înțelegere în primul rând și de cunoaștere pe care pacienții care trec prin aceste cursuri online deja le au. Doamna doctor, unde vă găsim? Acum m-am mutat, într-adevăr, m-am făcut vecină cu dumneavoastră aici la Argeș TV. În centrul Piteștiului. Da, în centrul Piteștiului, pe Bulevardul Republicii, aici vis-a-vis de dumneavoastră. M-am mutat în centrul la Fântânile Arteziene, așa cu apă, că eu sunt și vărsătoare, așa știți, și cu apă multă. Deocamdată știți, e cam înghețată, e cam ger, dar așteptăm primăvara să pornească fântânile. Și deci pentru cei care vor să ne găsească, suntem foarte aproape pe Republicii, blocul 35, acolo unde este radiologia dentară, toată lumea știe locul acela, a fost foarte simplu să ne aducem pacienții. Ne-am mutat pentru că spațiul în care noi am făcut medicină holistică de 10 ani s-a vândut și atunci a trebuit să ne mutăm urgent. Iar în București, știți foarte bine, în centrul Bucureștiului, în sectorul 1, pentru cei care doresc acolo să se programeze, pot să ne sune pe telefon, cu mare drag, din ce în ce mai multe lume. Și, de asemenea, mă bucur să vă felicit pe dumneavoastră, pe cei de la Argeș TV, acum că tot ne-am făcut vecini, să vă fac curte așa și să vă spun că este cât mai multă lume se uită la emisiunile pe care noi le filmăm aici și vin cu drag la Pitești, odată pentru pacienții pe care nu pot să-i las deocamdată
fac un efort să vin aici, deși e drumul foarte înghețat așa și șofez și e mai greu, dar mă bucur odată pentru întâlnirea cu ei, pentru vindecare, dar și cu întâlnirea cu telespectatorii dumneavoastră, care sunt foarte fideli, care ne urmăresc și care sunt foarte receptivi la această medicină de avangardă în România. Doamna doctor, vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați fost prezentă și astăzi la Argeș TV. Sănătate, vă doresc să ne auzim cu bine. Sănătate! Doamnelor, domnilor, sunt Anca Manu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare pe Argeș TV. La revedere!